Iar pregătirile pentru slujba de bobotează sunt în toi la Constanța. Arhiepiscopul Tomisului Teodosia, sfințit apa din butoaiele așezate în fața arhiepiscopiei. La slujba de mâine sunt așteptați 10.000 de credincioși. Pregătirile pentru sărbătoarea botezului Domnului sunt în plină desfășurare la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Zeci de voluntari lucrează neîncetat încă de la primele ore ale dimineții pentru a eticheta cele 200.000 de sticle din plastic care mâine de bobotează vor fi umplute cu aghiazma mare și oferite credincioșilor. Aghiazma este nesticăcioasă, este plină de darurile Duhului Sfânt, de aceea cine bea din această aghiazmă își sfințește sufletul și trupul și se face părtaș la comuniunea cu Dumnezeu. Vom ieși în procesiune cu carele, cu boi și măgari, vom merge și pe mare, vom arunca crucele, va fi sărbătoare de plină ca de fiecare dată. 20.000 de sticle care au fost comandate urmează să fie umplute cu aghiasmă. Zeci de voluntari care an de an aleg să vină la arhiepiscopie pentru a eticheta sticlele în care va fi păstrată aghiazma mare au spus și de data aceasta prezent. Câțiva ani viu mereu, măcar două zile și tu de eu. Și ce vă motivează să veniți aici în fiecare an? Mă simt eu așa bine dacă fac ceva de la începutul anului. Și pentru Dumnezeu, și pentru oameni. Al patrulea an sunt, este. Da. Vin, că am venit și cu surori, am venit și cu colegi. Venim pentru sănătate și iertarea păcatelor, pentru binele bisericii, să ajutăm că, cu oameni să fac ce tot. În fiecare an am venit de echiteta sticle și ne bucurăm că putem să participăm, pentru că este sărbătoarea sărbătorilor. Se unește cerul cu pământ. Conform tradiției locale, arhiepiscopul Tomisului Teodosie va merge azi la Hârșova pentru a sfinți în avans apele Dunării, apoi mâine va face slujbă de bobotează la malul mării.